Dacă ești nou, abonează-te la canal și apasă pe clopoțel ca să primești notificare atunci când postez sau când fac live. Respect! Salutare bă fraților și bine m-am regăsit la un episod din seria noastră de Farm Simulator 18 și dacă vreți să mai continuăm cu această serie, apăsați butonul like acolo să stăm la acest episod cu mai multe like-uri și după cum am zis, astăzi am cumpărat și al 5-lea teren. Este vorba despre terenul ăsta, stați așa că vă arăt, despre terenul ăsta. Deci avem 5 terenuri în momentul ăsta, trebuie să arăm pentru că am făcut producție acum ceva timp. Ia să vedem ce prețuri avem în momentul ăsta. Ia stați așa, avem un preț destul de, nu pot să spun că e foarte bun. Un preț destul de bun la lână, dar nu prea mai avem lână. În acest episod o să facem, o să strângem iarba și o să arăm și o să plantăm, pentru că o să plantăm, da. Pentru că știu că am zis că mai băgăm o singură dată canola, dar uite că mai trebuie o tură pentru că avem doar 76.000. Avem și 5 terenuri, acum avem destul de multe chestii de făcut. Ținând cont că sunt 5 terenuri, unde e chestia, uite, trebuie să fie aici. Da, uite-o acolo, parcă aici era. A, nu, am dus-o. Unde ești, mă? Chestia aia de întors iarba, unde ești? Ca să facem baloți. A, uite-o acolo. Ca să facem baloți, fraților, și poate după această recoltă poate scăpăm și noi de criză și poate ne schimbăm și noi un tractor, o combina, aș vrea să o schimb pentru că tractoarele momentan sunt bune, n-aș vrea să-mi cumpăr altele. Mi-a spus cineva în comentarii că JCB nu e atât de bun pentru că la asta de fertilizat îi trebuie, nu știu, 200 de cai de putere și a meu duce doar 100 și ceva sau nu mai știu cum era, dar parcă așa știu că era. Am tăiat iarba de 4 ori, stai că nu mă duc bine. Am tăiat iarba de 4 ori, fraților. O să facem o grămăzie de baloți. Îl lăsăm pe mod automat. Între timp luăm pe ăsta lantul și îl băgăm la arat, pentru că trebuie să arăm pe aici că avem nu cred că mai am nu cred că mai am deloc canola aia. Canola, da, 0. La oi avem 46 de oi. O să vindem și 6 oi. Pentru că adică hai să facem chestia asta întâi, pentru că nu vreau să lăsăm să crească. Oricum nu avem ce să mai, nu avem ce să le mai dăm acum că producția e oprită pentru că nu mai avem iarbă. Dar imediat vom face rost de baloți. Aveți Instagram-ul meu în descriere, dați și mie follow acolo. Hai că vindem și noi 6 oițe acum. Facem și noi acolo câțiva bănuți, facem și noi nu știu cât era. Nu mai știu cât era oile, gen cât costă să le vinzi. Cât le dai, nu mai știu. Sincer, nu mai știu. Hai să mergem repede să încărcăm și noi 6 oi. Băi, de-abia aștept să apară Farm Simulator 2020. Nu știu sigur dacă e 100% adevărată chestia asta, dar băi, eu sper să apare. Adică gen prin vară va apărea. Și până atunci ne jucăm pe Farm Simulator 2018. Și nu uitați să apăsați acolo dacă vreți să mai continuăm cu această serie. Să strângem mai multe like-uri dacă vreți. Aveți Instagram în descriere dacă vreți să-mi dați și mie follow, dacă nu am spus de Instagram. Așa și Discord-ul nostru tot în descriere, verificați descrierea pentru că e foarte important. Vă ajută foarte, foarte mult. Hai să luăm și noi 6 oi de aici să le vindem. Așa, între timp îmi lucrează ăla. Așa, load 45, 44, 43, 42, 40 de oi. Așa, 60% oi. Și după asta iar vindem. Inițial vreau să las să crească, știi, să ajung la 50 de oi. Dar nu am iarba acum ca să crească alte oi, să apară alte oi acolo, dar ducem și noi măcar 6 oi acolo. Facem și noi 100.000, oricum trebuie să mai încărcăm mai de fertilizat, pentru că o să ne trebuiască, mai ales că avem 5 terenuri și o să am producție mai mare acum, pentru că terenul ăsta e destul de mare, ăsta l-avem noi, e destul de mare terenul. Bă, nu știu, m-am gândit mai bine și nu cred că merită să bag acum upgrade la asta la combină, pentru că am nevoie mai urgent de semnătoare și de asta de arat. Uite, 350, 3050, 7000, 12. Asta că eu cumpăram mamă ce cretinez. Am cumpărat din greșeală. Cred că am ieșit în pierdere cu vreo 3000, cam așa. Bă, n-am făcut 100.000, dar nu contează. Lăsăm pe asta unde am găsit-o. Deci 3000. 12.000 am luat de pe oi. Na. Vreo 10.000, că na, am pierdut, că am apăsat, eu cumpăram. Nu știam de ce nu mai dispăreau și de ce se umplea remorca. Chiar nu-mi dă să-mi seama. Asta e de semănat. Unde e aceea de arat? Unde e cea de arat? Nu știu pe unde le las, tot le las. Da, uite acolo. Băgăm aici pentru că e trenul cel mai aproape. Îl băgăm să arăm rapid.
să facem producție și între timp văd că s-a terminat ăla de întors iarba. Mă să întorc și pe terenul Holland, pentru că vreau să iau repede să facem baloți, să nu stea foarte, foarte mult, să nu stea oile foarte, foarte mult fără mâncare. Așa, hai să mergem, să ducem dincolo la terenul ăla mare. Deci chiar sunt curios câți baloți pot să scot eu cu, pe, de 4 ori tăiat. Deci de 4 ori am tăiat iarba, după cum am spus și în episodul anterior că așa o să fac și așa am și făcut. Sper să strâng mai mulți baloți, pentru că tot a trecut mi-a ieșit undeva la 40 și ceva de baloți. De 46, dacă nu mă înșel. Și au fost doar o dată. Mamă, deci dacă fac, foaie, aș vrea să scot măcar 100 de baloți, dar nu prea cred că o să scot. Dar, da, mi-a spus cineva în secțiunea de comentarii că ar fi bine să iau o remorcă dintre aia mare și să încarc, știi? Și să o țin acolo din caz de mai au nevoie. Că așa, dacă le umplu 100%, după asta le vând, știi? Dar, nu știu, ar fi și o idee și asta. Gen, ar fi să am paloți în continuu pentru oi, dar nu știu. Vom vedea. Deci vreau să-mi iau așa. Vreau să-mi iau de aici. Aș vrea să iau pasta. Bă, nu e atât de scump. E aproape, adică e dublu, dar o vând pasta cu 30.000. O pasta mai mare, asta are 6, mamă. Deci așa, iar asta, noi avem pasta în momentul ăsta. Luăm, da, deci o să facem, deci sigur cumpărăm alta. Dar întâi o să vreau să las vreau să las această aceasta vreau să o las goală, pentru că în momentul ăsta are semințe în ea. Și vreau să o vând cu semințe pe zero, ca să iasă și mie eu acolo, știi? Nu vreau să vând cu semințe în ea. Iar asta de tuns iarba, de împrăștiat, alta mai mare, uite asta ar fi. Deci asta ar fi ceva mai mare, dar momentan o lăsăm așa. Asta vreau să o cumpăr, să dau și iarba așa. Deci am foarte multe chestii de cumpărat, dar na, nu avem bani acum. Hai să mai dăm și noi, deci o să ne luăm chestia aia de arat, sigur o să ne luăm. Sau hai să o luăm acum pentru că avem nevoie în momentul ăsta. O să vreau să o vând pe asta. Și în următorul episod o să facem și o să vindem și o să cumpărăm alta de asta de semnat. Dăm sell și dăm buy. Mi-au rămas 36.000. Nu prea avem bani. Nu așteptam să iau foarte, foarte mult. Dar o să ne fie foarte de ajutor chestia asta, că acum avem cu de asta mai mare. Așa. Îl ia cum trebuie. Hai, reglează-te. Ok, s-a reglat singur. Hai să ducem, chestia de făcut rânduri. Întâi o să mergem să facem aici la terenul ăsta mic. Deci merge el încet, dar face pe mai multe rânduri. Asta e, n-avem ce face. Momentan așa o ducem, poate pe viitor o să strânim și noi să avem bani la greu și să luăm tractoare de la mari, ultimele modele. Dar până atunci muncim cu tractoarele astea mici. Încă sunt și mai rău de atâta, deci nu e chiar atât de rău. Nu prea stăm bine cu banii, dar sper că o să stau după ce dau drumul la producția de oi. Ok, văd că am primit și eu o misiune. Hai că lăsăm ăsta pe margine, zice că nu mai avem ce să mai facem cu el. Și ducem și luăm și cărăm, nu știu ce cărăm, sincer, dar măcar ne ajută foarte, foarte mult asta, dacă ne dă măcar vreo 20.000. Eu mă mulțumesc că n-avem bani deloc. Cred că vând, nu știu, stai că acum văd, greu. Ok, unde trebuie să-l duc? Stai, am observat unde nu trebuia. Ok, la in. Foarte ușor și foarte rapid. Așa facem și bănuți. Bă, și mulți mi-a spus, bă, de ce joc așa și nu pot să joc, de ce nu joc cu hack și chestii astea, dar mie îmi place să mă joc așa. E mai greu și îmi place mai mult așa. Nu știu, sper că nu a rămas tractorul ăla fără semințe. Spune-mi că nu a rămas fără semințe. Ok, n-a rămas. Nu știam de ce scade atât de repede banii și am zis că na, poate să o fi terminat semințele și se duce el singur să se încarce. Că e destul de nașpa. Ia să, deci mă dau măcar 20-30.000 acolo dacă îmi dă. Bă, na, nu mi-a dat decât 10.000. Dar aproape 20.000. Dar e ok, chiar mă ajută și ăștia, bănuții ăștia mă ajută foarte, foarte mult. Decât nimic, hai să luăm repede asta de balotiera asta, să o luăm să îmbalotăm. Îmbalotăm tot aici la asta micuț. Așa. Hai să agățăm această balotieră.
Nu cred că există balotier mai mare. Sau nu știu dacă există. Ok, 82, deja avem un balot. 82%. Și hai să-l punem frumos aici. Așa. Stai, bă, l-am dezgățat în loc să-l pornesc. Să-l bag la treabă. Așa. Hai că facem aici baloți. După aceea dăm la oi și pornim și producția de lână. Și da, cam asta a fost și clipul de astăzi. Eu sper că eu am fost Lorenț. O să fac off camera baloții și o să dau mâncare la oi tot off camera. O să plantez off camera și în următorul episod poate, cine știe, poate cumpărăm un nou tractor. I don't know. Eu am fost Lorenț, vă mulțumesc de vizualizare și dacă mai vreți clipuri cu farming, apăsați butonul acolo. Ne vedem data viitoare. Ciao, bă, fraților.